Bun găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorialul Platforma Genially Informații generale Deschidem Genially Slash Education Genially este o platformă pentru a face învățarea interactivă și în același timp pentru a realiza prezentări utilizând mai multe elemente multimedia. Apăsăm clic pe login. Dacă nu avem un cont, dăm singa. Putem să ne logăm cu Google, cu Facebook, cu Office 365, cu Twitter, cu LinkedIn. Eu acum o să mă loghez cu Google și după cum vedeți App Generally. Haideți să vedem acum împreună ce putem noi crea cu Generally. Apăsăm Create Generally și vedem ce putem crea cu acest instrument online. În primul rând putem crea prezentări. Apăsăm create și avem o multitudine de exemple de prezentări pe care le putem reutiliza. Apoi putem crea infografice Și din nou avem mai multe modele de infografice care pot fi reutilizate și să le facem cum dorim noi. După cum putem vedea, putem să avem infografice orizontale, verticale sau diagrame. De asemenea, putem să creăm Diferite joculețe, și iarăși avem aici mai multe modele de joculețe care pot fi reutilizate. Avem Quizzes, avem Games și avem Escape Games. Apoi putem crea imagini interactive. Și iar vedem aici cum putem crea aceste imagini interactive având mai multe exemple. Apoi putem crea prezentări video. Și aici putem importa PPTX, ceea ce o să fac eu acum. Adică putem să importăm un, o prezentare PowerPoint pe care noi am realizat-o, dar în același timp avem aici mai multe modele de prezentări pe care le putem utiliza. Eu acum o să dau import PPTX. Select your PPT file și ne selectăm PowerPoint-ul. După ce l-am selectat, Intram, a adressa de e-mail, coutam, genuíl. Ia bada badu, v-am exportat uh, prezentarea și dăm click Open My New generally Iar prezentarea noastră, după cum o putem vedea, comunicarea non-verbală este aici și o putem edita. Dar acest lucru o să-l vedem într-un... Uh, Tutorial viitor în care vom vedea ce putem adăuga pe o prezentare Genially. Revenim la panoul Genially. Putem uh, crea diferite ghiduri. Și iarăși avem aici o multitudine de exemple care pot fi reutilizate. Putem crea materiale de training care sunt grupate în unități de învățare, mai multe modele și resurse instrucționale. Deci, la materiale de training avem unități de învățare și resurse instructive. Iar la mor avem personal branding, adică brandul personal, carduri interactive, postări orizontale postări verticale și altfel de postări. Și de asemenea putem crea o prezentare în alb. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale, tutoriale și religie, în proiectul curriculum relevant educație deschisă pentru toți cre